Valoarea banilor va scădea, ceea ce înseamnă că prețul tuturor celorlalte va crește. Din cauza pandemiei, oferta a crescut peste măsură. Specialiștii spun că în curând ne vom confrunta cu o criză asemănătoare celei din anii 70. Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale. Există un motiv simplu pentru care inflația crește. Dacă oferta de bani crește în timp ce cererea de bunuri și servicii rămâne constantă, valoarea banilor va scădea, ceea ce înseamnă că prețul tuturor celorlalte va crește. Ce părere aveți? Nasoală. Guvernanții care dau putere ne distrug ăștia. Deci va veni criza oricum, deci va veni. Dar este dificil să o evităm. Guvernul care e acum, dacă nu îi dau ăștia și se primă puțin de cenzură, să fie... Pentru noi, populația de rând, o să fie foarte greu. Da. Deci, indiferent ce am face noi, deci, nu. E noua ordine mondială care spune cuvântul. Câțu e un ion care se mișcă România și Claus la fel, deci. Este foarte rău pentru noi. Și pentru voi, bineînțeles. Pătura de rând va fi foarte dificil de supraviețuit. Țăranii, în primul rând, vor fi foarte greu de ei, deci, cu porcul, cu cotețul, cu prostile care le au ăștia în cap acum, o să fie foarte, foarte greu de trecut peste chestiunea asta. Deci, repede, dacă nu vă vor da ăștia jos de la guvernare, va fi foarte greu de noi, să știți. Dar rămâne de văzut. Așa cum v-ați putea aștepta, cei mai săraci și cei de clasă medie suferă cel mai mult din cauza inflației. Bogații cu active abundente, cum ar fi proprietăți imobiliare și acțiuni, se pot proteja. În contextul pandemiei se anunță o nouă criză economică. Ce părere aveți? Probabil că e și o criză economică. Cum am zis, cu toate că spun că economia duduie, cum zic, au expresie în asta, economia, dar nu văd ce să fie și economia, unde e economia, de unde. Deci credeți că urmează o nouă criză economică? Da, fără discuții cu asta. Și numai asta, dar mări și prețurile. Nici nu se observă cum să măresc. Am văzut și în piață, toate au crescut și... Uleiul de la 9 lei, 10, nu, de la 10 lei, acum e 11 lei. Sau, nu știu, zahărul cum e, că zahăr consum mai puțin, nu sunt cu zahăr. Credeți că ne va fi greu să trecem peste această criză? Da, fără discuții, mai ales pentru persoanele de vârsta a treia, că nu sunt venituri așa de mari, știți cum e? Cerințe sunt, dar nu sunt... Totuși, în timpul unei crize de inflație, prețurile cresc întotdeauna mai repede decât salariile, în timp ce asistența publică de diferite tipuri, cum ar fi bunurile sociale și alimentare, tind să rămână și mai mult în urmă. Totul e posibil. Deci nu ne mai miră nimic. S-a ales praful de toate. Biblia și urmează cursul. Asta uită toți nenorociți ăștia care au puterea în mână. Au avut-o și uite rezultatul unde am ajuns. Și o să ne săturăm toți de toate. Repetarea anilor 70 ar fi un dezastru economic pentru țară în ansamblu și în special pentru cetățenii ei mai puțin norocoși.